Cum a dat soarele, au ieșit și reptilele târătoare din amorțeală. De curând, unii turiști s-au întâlnit cu vipere chiar pe traseele turistice din zonele Câmpului Neag și Straja. Viperele nu sunt agresive, dar călcate din greșeală pot ataca, iar mușcătura veninoasă poate fi fatală pentru om, dacă nu se intervine de urgență. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara ne liniștește și anunță că în județ există ser antiviperin la câteva spitale din județ. Puține, dar extrem de utile în cazuri de urgență. Spitalul de urgență Deva are 5 doze, Spitalul Municipal Hunedoara are 3 doze, Spitalul Municipal Orăștie 2 și Valea Jiului, Spitalul Municipal Lupeni, o doză. Medicii fac și câteva recomandări privind comportamentul turiștilor, tocmai pentru a evita contactul cu târătoarele veninoase. Persoana care este mușcată trebuie să spele foarte repede mușcătura, trebuie să aibă comprese la nivelul mușcăturii, dar acesta să nu fie foarte strânsă pentru a nu duce la apariția unor leziuni la nivelul localizării mușcăturii și da transportul cât mai rapid într-o unitate sanitară care are serul care salvează viața. Deci nimeni nu poate să vă spună exact timpul de reacție, dar cât mai repede și da, întotdeauna este bine să se meargă în grup, nu singur, în zone în care se știe că există arealul viperelor, mai ales în zone cu stâncării, clar să se poarte bocanci înalți și acel băț sau toiag al mutaniatului pentru a inspecta zona imediat din față. Și clar, dacă se vede un șarpe, să nu îl deranjăm, pentru că viperele sau orice alt șarpe nu mușcă decât dacă este agresat. Dozele de ser antiviperin ajută doar la tratarea incipientă a persoanei mușcate de viperă. Tratarea ulterioară, necesitând mai mult timp și medicație specifică în funcție de gravitatea cazului.